Salutare, băi, și vreau găsit la un nou clip. Astăzi vreau să vă prezint camera mea. O să aveți un videoclip imediat care o să pornească și o să vedeți camera acolo, setup-ul, toată camera. Vreau să vă văd acolo părerea în comentarii despre cameră, despre tot și să îmi spuneți ce v-a plăcut în cameră și ce nu, ca să văd acolo ce mai pot să modific. Glumesc, mă. Dacă îmi place mie e suficient. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și share acolo să vadă cât mai multă lume camera mea acolo, că am zis că o fac de mult și ne auzim data viitoare cu un alt clip. Baftă! Așa, băieți, cam așa se intră în cameră. Aici ai ușa de la camera, avem ceva stickere cumpărate random de pe Amazon, no problem, să fie acolo bine. Și camera mea chiar e foarte mică. Am un pat, hai să vă arăt așa în mare, am un pat, aici avem ceva să mai facem sport, puțin vă arăt prima oară cam ce am prin camera. Și aici aveam o bicicletă care, hai că fac pe ea dacă e. Aici un pad de gaming, cel mai șmecher pat, unde doarme Dobbzanu. Aici am niște gantere, chestii. Aici avem un dulap care e super mare. Aici mă vedeți pe mine, îți respect. Aici am niște cutii. Nu știu, cutia de la cameră, cred. Și astea de la căști, de la cameră iar, de la microfon. Așa, și aici avem geamul. Un geam decent. Bă, dar pentru mine chiar să știți că e de ajuns. Și în spatele meu nu o să vă arăt încă pentru că, hai cu lumina, prima oară avem aici un mini frigider. Băieți, am zis să-mi iau un mini frigider pentru că vine vara și n-am să nu mă mai duc în bucătărie, să am eu aici tot timpul ceva în el. Cred că am apă, nu știu ce am în el. Hai să aprinde-te. Hai că s-o aprins, dacă nu se vede. Mă vedeți pe mine iar, respect. Așa. Și hai să vă arăt setup-ul. Aici vedeți că avem bureți antifonici peste tot. Am pus să fie bine. Am și sus. După cum vedeți, și aici pe un semn mi-a mai rămas bureți și am zis, bă, hai să fac ceva, să nu las peretele ăsta alb. Așa. Și hai să începem cu biroul. Începem cu microfonul. E un Rode NT-USB, adică e super bun pentru început, pentru streamer. Dacă vreți să vă apucați de stream, băieți, cumpărați-vă microfonul ăsta, o să las tot în descriere, tot de la setup. Deci efectiv tot o să lăsăm în descriere. Aici nu știu ce, spray-a, nu știu ce faci spray-ul acolo. Deci să spunem aici Dobbzanu, bam, Dobbzanu, subscribe la Dobbzanu, am făcut 18.000 de abonați, băieți. Așa, aici avem căștile de la HyperX, le-am de vreo 2 ani, dar sincer își fac treaba. Aici avem web-ul, aici nu știu ce sticluța. Avem, am zis că arată bine și am zis o las aici. Aici avem lumina, lampa și mai avem una în spate acolo care e knock, nu știu unde e. Așa. Aici avem scaunul de la DX Racer, îl am de mult timp și chiar e bun, e comod, e forță. Sub birou avem un covor să fie șmecher și avem cable management-ul care, bă, sincer, nu prea am cum să ascund firele astea, adică mai mult de atât nu pot să le strâng. Avem niște LED-uri aici, trebuie să le lipesc înapoi, că se dezlipesc, nu știu de ce. Așa, cam așa arată. Prelungitoare, multe chestii. Mousepad-ul, care e, nu știu, ceva de pe Amazon. Dar am zis că e cât birou și na, să am pentru tot. Așa. Hai să ducem aici. Aici avem un d-asta de monitoare, cred. Da, e de monitoare. Aici avem pe Alexa, care se aprinde și vrea să ne batem. Așa, aici avem PC-ul, se vede frumos, GeForce GTX, respect, mai frumos. Aici avem pe Dobbzanu, nu uitați să vă abonați. Așa, și să începem cu mouse-ul și tastatura și chestiile de genul care sunt aici pe birou. Deci, avem aici un mouse de la Glorious, pe care îl am de, nu știu, să zic, de 2 luni. Dacă nu mă înșel, băi, e super șmecher mouse-ul ăsta, e super bun și face treaba, doar că i-am schimbat firul pentru că, na, făcea figuri, știți și voi că face figuri așa din fabricație pentru că e firul trash. I-am schimbat firul, acum mouse-ul e super bun, se simte super șmecher în mână, e super bun. Aici avem un mouse pentru PC-ul de streaming, am zis să-mi iau ceva ieftin pentru că, na, nu prea îl folosesc și am nevoie de un mouse wireless ca să nu vină cablul de acolo, din PC-ul de stream până aici pe birou și chestii de genul. Aici avem o tastatură care a venit împreună cu mouse-ul ăla, amândouă sunt ieftine, bă, sincer, nu-și fac treaba deloc, trebuie să-mi cumpăr alt mouse pentru că ăsta se deconectează continuu. Aici am un telefon care e spart, așa. Ce să vă mai arăt? Aici să vă prind monitoarele, un monitor de 60 de Hz de la Acer, un monitor de 144 de Hz de la MSI, de 27 curbat și un monitor de 60 de Hz tot de la Acer care e exact la fel, adică ele ăsta cu ăsta sunt exact la fel, doar că ăsta l-am întors ca să se vadă mai bine chat-ul și chestii. Aici mai avem o sticluță de asta. Ce să vă mai arăt, trepiedul, l-ați văzut la camera, așa, și tastatura, să vă prezint tastatura, nu vă recomand, se apasă butoane singure, nu știu cum, da, au fost și ieftin, am zis să o încerc pentru că știți și voi că pe Fortnite construiesc cu F1, F2 și F3 și na, m-am obișnuit așa, m-am obișnuit foarte prost, deci nu jucați cu F1, F2 și F3. Aici vedeți că Dobbzanu Rage Quitter s-a terminat aici, nu dă focus. Focus, please. Nu vrea să-și dea focus camera. Bă, bine, nici nu prea știu să o folosesc, că e nouă. V-am spus că am luat camera și am zis. O să vă las link-ul în descriere, dar na, nu vă recomand. Și cam asta ar fi, băieți, PC-ul de gaming. Asta e PC-ul de gaming, aici o să vă pun componentele în descriere. Și PC-ul de streaming, aici nu prea o să am lumină, nu prea o să se vadă. Dar se vede cât de cât GeForce 1060 avem pe așa, în spate să vă arăt dacă e. Nu știu cum se vede, dar e ok. Adică nu-i... Se vede chiar nu atârnă efectiv din bine. Cablul de internet care e, da, ca să atârne că e băgat pe aici, pentru că routerul e pe hol, pe sus, pe acolo, pe după bureți. Frigiderul l-ați văzut, microfonul la fel, că și la fel. Și cam asta ar fi setup-ul, băieți. Nu prea sunt multe, dar credeți-mă, pot costa destul, o să vă pun și prețul în titlu, cred că o să pun titlu, dacă nu mă înșel. Și cam asta e setup-ul meu. Cam așa arată, de aici facem noi live. Să spuneți din microfon așa se vadă mai bine. Cam asta e setup-ul meu, boys. Păi eu zic că arată super maker, gen, a fost exact ce mi-am dorit. Arată extraordinar. Și din spate și din față arată super maker. Să spuneți părerea voastră în comentarii despre setup. Bine, camera chiar e super mică, trebuie să mă mut și să vedem ce facem atunci. Îl avem aici pe Marcel, dacă îl mai știți de pe live stream-uri. Căștile, tot. Ia să mă dau super în spate să văd cam cum arată colțul ăsta. Deci cam așa arată. Chat de pe live-uri, oh my god. S-a obișnuit cu live-urile. Cam ăsta e setup-ul meu, băieți. Facem cu dual PC, dacă nu v-ați dat seama, bine, v-ați dat seama, cred că de la început. Așa. Și... da, aici vedeți un picior. Și cam asta ar fi, băieți. Nu uitați să vă abonați acolo, să apăsați butonul ăla de subscribe, să-l rupeți acolo, să facem 20.000, că mai avem puțin, și să dați un share să vadă cât mai mult acest videoclip, cât mai multă lume acest videoclip, așa mă încurc. Și haideți pe live stream, facem live stream în fiecare zi de la ora 9 dimineața și în fiecare zi de la ora 23 seara. Și da, băieți, un follow pe Instagram acolo, să-l pun pe ecran. Mă mai învârt pe aici să vă arăt setup-ul. Și da, băieți, cam asta ar fi.